Bună dimineața, este marți. Am dus copiii la școală, Nicoaza la școală și Ștefan la grădiniță. La noi este brumă. Și așa este vremea la noi. Așa este vremea la noi. Da drumul la Găieni. Apa întecă înghețată. Să dau drumul și să le dau mâncare. Mai iau acolo grăunță. Ia uitați, teșile are apa înghețată. Am dat grăunță și aici, am dat și acolo. Așa este vremea la noi. Acum de dimineață, așa este vremea la noi. Ia uitați. Ne este ziua lui Nicolas de nume. Și am făcut așa pachete să dea la copii. Deci am pus așa în pungă suc, prăjitură măgură și bomboană de pom. O să dea așa punguțele astea. Deci așa o să duc mâine de dimineață aceste punguțe cu dulciuri. O să le duc la școală să dea la copii. Să servească copiii de ziua lui de nume Nicolas mâine. Iar moșul la copiii mei o să fie aceste dulciuri. Dulciurile astea o să fie pentru copii, așa la copiii mei, pentru moșul de astăzi. Am luat moș Crăciun din ciocolată, măgura, bomboane, o clementină și o să pun în pungă aceste dulciuri. O să fac o punguță și pentru Nicolas cu aceste dulciuri. Și o să fac o pungă și pentru Ștefan, tot cu aceleași dulciuri. Și pun aceste dulciuri într-o pungă. Am pus dulciurile astea în punguță. Astea o să fie dulciurile care le dau la copiii mei pentru moș Nicolae astăzi. Așa în punguțe și o să le pun la ghetuțele lor după ce vin copiii de la școală. Eu le-am cumpărat, v-am arătat aseară, le-am cumpărat și acele
cărți de colorat, le-am cumpărat culori de colorat, le-am luat carioci, pix, creioane, radere, ascuțători, le-am luat și seturile alea de armată cu mașinuții, cu oameni, cum și-au dorit ei, dar le-am luat și plastilină, tot de moș, deci tot ce am cumpărat ieri pentru copii, setul ăla de armată, plastilină, cărți de colorat, creioane, carioci, toate sunt doar tot pentru Moș Nicolae. Și astăzi le mai pun aceste dulciuri la ghetuțe după ce vin copiii de la școală. Mers să iau hârlețul și mers să săp în grădină. Iau hârlețul și merg la săpat în grădină. Că nu am mai săpat, o nins, o plouat și nu am mai săpat. Merg să mai săp acum, că mai am de săpat. Nu am terminat. Deci aici săp. Mama o dat mâncare la găini. O veni moșul la copii. O veni moșul la copii. Aici am pus să fac friptură, să gătesc cina. O să fac friptură cu mămăligă caldă. Și am și niște roșii și o să fac și o să tai și niște roșii cu ceapă. Și asta o să fie cina în seara asta. Am fript carne, am făcut și salată de roșii cu ceapă. Să mâncăm și noi la cină. Mămăliga este și ea pe foc. Imediat este gata și mămăliga și ne punem și noi să mâncăm. Dacă v-a plăcut și acest clip, vă rog frumos să vă abonați, să-mi lăsați like. Vă mulțumesc frumos pentru like-uri, pentru vizualizări, pentru abonări și până data viitoare să fiți sănătoși și aveți grijă de voi. Vă mulțumim frumos!